Mai mulți angajați ai Direcției Generale și Protecția Copilului Gorj s-au gândit să facă mai frumoase sărbătorile de Paște copiilor instituționalizați în centrele de ocrotire ale direcției. Anul acesta, aproape 50 de copii vor fi luați acasă de către salariații de GSPC Gorj. De 8 ani de zile iau una din fetițele instituționalizate aici în centru, pe Iulia. Sunt și persoana de referință pentru Iulia. În fiecare an, sărbătorile de Paște și de Crăciun le petrece la mine acasă, împreună cu familia. Consider că are acest drept și, în afară de acest lucru, îmi oferă posibilitatea să lucrez cu ea în vederea dezvoltării deprinderilor de autonomie socială. Constantin Preoteasa, directorul de GSPC Gorj, va sărbători Paștele alături de doi copii de la centrele de plasament. Am stabilit ca și noi directorii să luăm câte unul, doi copii măcar în ziua de Paște. Dumneavoastră veți fi alături de ei? Eu voi fi alături de ei și voi lua și doi copii acasă pentru ziua de Paște. În centrele Direcției Generale de Protecție Socială sunt aproximativ 500 de copii. De Paște li s-a pregătit și lor o masă festivă cu ouă roșii, carne de pasăre și cozonac. O parte dintre ei vor merge de sărbători la familiile lor.